A sosit timpul să facem dreptate. Din puterile Carpate și neobosită vrere, luptă pentru libertate. Azi pământul tău o cere, luptă pentru libertate. August 1939. Germania hitleristă și Uniunea Sovietică semnează un pact de neagresiune, cunoscut astăzi ca Pactul Molotov-Ribbentrop. Numele celor doi miniștri de externe ai celor două state. Documentul avea însă și un protocol adițional secret care delimita sferele de interes ale celor două puteri în Europa de Est. Consecința directă a odiosului pact, opera celor doi tiranei, Europei, Hitler și Stalin, a fost anexarea Basarabiei la URSS pe 28 iunie 1940. Se urcă Basarabia pe cruce și cuie pentru ea. Se pregătesc. De fapt, acest pact, cred că mai exact ca poetul basarabian Adrian Păunescu, nu l-a numit nimeni. Un pact neghiob, capul nostru. 77 de ani au trecut de atunci. Acest pământ nu mai știut fericirea. Din 39, deci încă mai durat un an de zile, poate că de fericire. Și după asta nu mai am trecut prin cele mai negre zile și prin cele mai albe nopți. Au urmat ani de zile de foamete organizată, colectivizarea forțată. În iunie 1941, Basarabia revine acasă doar că pentru foarte scurt timp. Ziua de 23 august redevine tragică în 1944, atunci când teritoriul dintre Prut și Nistru este readus cu forța în sfera de influență sovietică. Totul a durat până în august 1991, atunci când s-a proclamat independența Republicii Moldova față de Imperiul Sovietic. S-ar părea că în 1991, când am proclamat independența acestui pământ, între aceste două râuri și plus încă un teritoriu, 5 raioane din stânga Nistrului, s-ar părea că, uite, în sfârșit am scăpat și ne vom decide soarta noastră, dar n-a fost fie așa. Speranțele au fost năruite de o clasă politică hrăpăreață, mărturisește Vasile Șoimaru și spune cu mare regret că, sub aspect economic, în 2015 suntem la nivelul anului 1975. Hoțiile prea mari au fost. Au venit partide care trebuiau să, parcă vreau să facă ceva, să facă statul ăsta independent, dar se întreceau care fură mai mult de pe aceste pământuri. Din 94, când au venit agrarienii la putere, economia Republicii pur și simplu s-a prăbușit. Atunci majoritatea parlamentară, care consta din președinți, de colhoz, secretari ai Partidului Comunist, se întreceau care poate mai mult fura acest stat. Din 90 până în 2000, economia Republicii Moldova, în 10 ani de zile, s-a prăbușit de la nivelul anului 90 până la anul 1965. Au mai durat 15 ani, iată, până acum. În 15 ani, economia Republicii Moldova s-a dezvoltat cu 4,5% anual. Au crescut chipurile. Au crescut și abia acum, noi, în acest an, sau la începutul acestui an, noi am atins nivelul anului 1975. În 15 ani, noi am crescut cu 10 ani. Spuneți, vă rog, cu ce ritm trebuie să ne dezvoltăm noi ca să ajungem de urmă Estonia, Letonia, Lituania? Iar nemulțumirea cea mare a lui Șoimaru este că cei care au guvernat în toți acești ani această palmă de pământ poartă în piept cea mai înaltă distincție în stat, Ordinul Republicii. Au plouat cu ordine și medale, dar noi nu obținem niciun succes. Chiar așa, domnule, ploi torențiale cu ordine și medale, mii și mii și mii de ordine și medale în acești ani, dar succes nu avem. Acest sfert de veac de independență i-a lăsat lui Vasile Șoimaru un gust dulce amărui. Pe de o parte, noi am scăpat la libertate. Putem să scriem, putem să vorbim. Bună oară, ce facem noi acum? Și uite, în fața Parlamentului. Deci, iată lucrurile care s-au schimbat, dar amărui, pentru că viața este foarte, foarte grea. Moldovenii alungați în toate părțile, cei care rămân aici mor pe un cap, tineretul pleacă, nu mai așteaptă să lucrezi cu ei, nu mai așteaptă diploma și să o iei, să se arandeaua. Deci asta,
Asta noi n-am dorit acest lucru. Eu mă tem că cei care diriguiesc Republica Moldova nici nu mai știu conținutul acestei declarații de independență. Iar declarația de independență proclamă revenirea românilor basarabeni în spațiul etnic, cultural și geografic al devenirii noastre naționale. Vasile Șoimaru dezvăluie că în 1990 acest ideal a fost foarte aproape de realizare. Pe data 27 martie, eu astăzi pot să o spun, nu mulți au să o spună astăia, se putea de votat reîntregirea. Deși București și cel care conducea România atunci, Ion Ilescu, era categoric împotrivă. Mă rog, omul avea și frică, deși n-are copii, nu știu pentru cine se temea așa de tare. El mai bine se gândea la cele 22 de milioane de români care puteau să trăiască astăzi fericiți împreună. Dar nu s-au gândit la lucrul ăsta. Au fost făcute niște încercări despre care tot nu se recunosc acum, făcut modificări la Constituția României în așa fel ca să fie posibilă această apropiere și reunirea a Republicii Moldova cu România. Tot nu s-au mers nici la lucrul ăsta, pentru că frica era prea mare. Încă o greșeală a conducerii de atunci a României, mai spune Șoimaru, a fost lipsa unor investiții masive pe malul stâng. România trebuia să fie nu prima care recunoaște Republica Moldova, România trebuia să fie prima care sare prutul și investește aici, chiar lăsând anumite județe sau lăsând anumite ramuri din România, lăsându-le pentru mai apoi. Aici trebuia de investit ca dragostea basarabienilor să devină de neîntrecut. Să devină în aceste zile. Mai credeți că adevărul istoric va triumfa? Da, dacă n-aș crede, ce aș mai trăi? Eu cred și am să cred până în ultima clipă. Indiferent, o să vină Putin peste noi, ori nu o să vină. Și să nu credeți că eu sunt unul singur. Noi am văzut ce înseamnă libertate, noi am văzut ce înseamnă istoria adevărată a neamului nostru. Noi o cunoaștem acum, ea din cap nu poate fi scoasă. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo tăcut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă salut. A sosit timpul să facem dreptate. Din puterile Carpați.